Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit la ora știrilor. Kremlinul va consolida factorul transnistrean dacă noul guvern de la Chișinău va alege să promoveze o linie antirusească. Avertizarea vine din partea președintelui Comisiei pentru Problemele CSI, Leonid Kalașnikov, după ce a devenit clar că Moldova va fi guvernată de forțele pro-europene. De cealaltă parte, Uniunea Europeană salută Victoria Pas, dar nu renunță la condițiile impuse țării noastre pentru a primi ajutoare și credite de la ei. Asta se arată într-o declarație a diplomației europene și a comisarului pentru vecinătate și extindere. Moscova a urmărit îndeaproape scrutinul parlamentar din Moldova și respectă alegerea oamenilor, a anunțat reprezentantul oficial al Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova. Totodată, ea a menționat că Rusia regretă faptul că întreg procesul electoral a fost însoțit de un amestec fără precedent al reprezentanților SUA și Uniunii Europene în politica internă a țării noastre. Cu toate acestea, Kremlinul crede că va avea o colaborare bună cu noul parlament și guvern ce va fi creat în interesul cetățenilor ambelor state, mai spune Zaharova. Politica Rusiei față de Republica Moldova va depinde de puterea care a fost aleasă. Dacă aceasta se va îndepărta de Moscova, atunci desigur vom acționa în consecință. În special vom consolida factorul transnistrean, a avertizat Leonid Kalașnikov, deputat din partidul lui Vladimir Jirinovski și președinte al Comisiei pentru Problemele CSI. El mai spune că va fi din ce în ce mai dificil de făcut acest lucru, întrucât Transnistria se află acum blocată între două state, de facto dușmănoase. În opinia sa, declarațiile conciliante ale Partidului Acțiune și Solidaritate în relația cu Rusia înainte de alegeri se vor transforma apoi în pro-europene și pro-NATO, revenirea la scenariul de forță în raport cu Transnistria și eventual unirea cu România. Iar aceste lucruri vorbitorii de rusă și găgăuză nu le acceptă, mai spune Kalașnikov citat de Interfax. Dacă Maia Sandu va duce o astfel de politică camuflată sub masca presupusei cooperări cu Rusia, țara nu va mai ieși din groapă, a declarat deputatul rus. Între timp, Uniunea Europeană așteaptă să lucreze în parteneriat cu un guvern și un parlament stabile pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă Moldova, însă nu renunță la condițiile impuse țării noastre pentru a beneficia de ajutoare sau proiecte ale Uniunii Europene. Se arată într-o declarație semnată de șeful diplomației europene și comisarul pentru vecinătate și extindere. Totodată, cei doi oficiali subliniază că victoria unui partid pro-european nu este un cec în alb pentru viitoarea guvernare. Scos din ghearele morții, un copil de 4 ani care nu mai dădea semne de viață a fost salvat. Incidentul s-a produs pe plaja de la Vadului Vodă. Micuțul se afla cu părinții la odihnă, iar la un moment dat, în timp ce se juca în apă, a încetat să respire. Potrivit IGSU, salvatorii au intervenit imediat ce au auzit strigăte de ajutor. Micuțul a fost resuscitat și transportat la spital. Doctorii au stabilit că băiatul s-a asfixiat cu produse alimentare. Acum viața lui este în afara oricărui pericol, spun specialiștii. De la începutul perioadei estivale, salvatorii stației din Vadului Vodă au ajutat 12 oameni aflați în diferite situații de risc. Cel puțin o persoană a murit, iar alte trei au ajuns la spital cu diverse răni după ce o explozie de gaze a avut loc la un hotel din orașul rusesc Gelendzhik. Imagini înfricoșătoare au fost surprinse de martorii oculari care au postat filmulețul pe internet. Potrivit poliției, 50 de turiști și angajații ai localului au fost evacuați. Serviciile de urgență au raportat că deflagrația a avut loc în bucătărie, dar nu se știe deocamdată ce ar fi provocat izbucnirea ei. Tavanul și peretele exterior s-au prăbușit, iar suflul puternic a transformat în cioburi geamurile caselor din vecinătate. În ajutor au sărit zeci de oameni și au fost implicate 14 unități speciale de intervenție. Potrivit Ministerului de Externe al Moldovei, în hotel nu se aflau moldoveni. Demolarea restaurantului Sănătate din capitală nu s-a trecut fără incidente. În urma lucrărilor realizate de o companie de construcție, a fost avariată fațada unui bloc de locuit din apropiere. Astfel, mai mulți locatari s-au trezit fără balcoane, dar și cu izolarea termică a apartamentelor distruse. În timp ce oamenii spun că muncitorii ar activa ilegal, administratorul fostului local susține că lucrările se fac pe un teren privat și nu este nevoie de permisiunea locuitorilor din preajmă.
Вместо шумных торжеств и национальной кухни разрушенные стены и строительный мусор. Так сейчас выглядит некогда популярный столичный ресторан «Сенетати». С лица Кишинева вот-вот будет стерта еще одна городская легенда. Demolarea localului s-a lăsat cu răni adânci nu doar pentru istoria Chișinăului, dar și pentru locuitorii unui bloc din 5 etaje, amplasat foarte aproape de restaurant. În timpul lucrărilor au fost smulse câteva plăci de izolare termică a pereților, iar un balcon a fost făcut praf. Locatarii sunt indignați. Pentru că locuim în apropiere, noi am solicitat din partea Direcției Arhitectură actele permisive cu privire la aceste lucrări de demolare, însă până la ziua de astăzi nu am primit niciun răspuns din partea primăriei. Administratorul construcției susține că are toate actele în regulă și nu are nevoie de permisiunea oamenilor pentru că teritoriul este privat și poate face orice dorește. Cât privește balconul deteriorat, el spune că nu poartă nicio vină, așa cum a fost construit ilegal de către proprietar. Nu am adus niciun fel de prejudiciu balconului de alături. Cum adică? Noi am demontat toată clădirea noastră. Învelișul nu a fost demolat. Singurul lucru deteriorat este balconul la unul dintre apartamente, dar acesta era construit ilegal. Placa de beton era lipită practic de acest bloc. Anterior, oamenii au cerut de la Primăria Capitalei să nu elibereze autorizație pentru o nouă construcție în locul restaurantului, până ei vor putea să adune semnăturile în susținerea demersului lor. Autoritățile locale trebuie să reacționeze la acest litigiu, spun locatarii. Arhitectul șef adjunct al orașului, Igor Vrabie, nu ne-a răspuns la telefon pentru o reacție. Priveliștea jalnică și ruinile rămase trezesc indignarea celor care cândva erau clienții localului. Păcat că nu mai este. Veneam aici, luam masa, se organizau diferite petreceri și evenimente. Aveau bucătărie tradițională. Ne plăcea cum eram întâmpinați în costume tradiționale. Era foarte frumos. Iar unii oameni cred că această clădire putea fi păstrată ca o locație perfectă pentru filmarea documentarelor cinematografice. A fost un monument istoric și un loc emblematic pentru Chișinău. Și puțin e păcat că s-a distrus. Și ce scrie... Reconstrucția capitală a imobilului comercial existent. Văd că au stricat practic tot de aici. Noi planificam să filmăm un film biografic despre Maria Dragan și ne gândeam să folosim această locație ca o potențială locație în film chiar, să o mai adaptăm. Dar, din păcate, și această oportunitate a fost strivită. Restaurantul Sănătate a fost considerat unul dintre simbolurile capitalei. Acesta dispunea de două săli spațioase, una dintre care era amenajată în stil tradițional moldovenesc, în care puteau fi servite bucate naționale. În locul renumitului local va fi construit un centru comercial, spun proprietarii. Înghițită de mizerie și nepăsarea societății, o bătrână din Vulcănești își duce viața de azi pe mâine într-o locuință în care cu greu îți poți imagina că este pentru oameni. Femeia riscă să moară de foame printre gunoaie, deși a dat viață la tocmai 11 copii. Unii au plecat la cele veșnice, iar cei care au rămas se pare că au uitat de mama lor. Niciunul nu-i mai calcă pragul de ani buni, spune femeia. A muncit o viață, iar acum se simte o povară abandonată de toți. Aici, odinesc. Sprijinindu-se în două cârje, Cristina Costina abia deși mai poartă picioarele prin casă. Are 90 de ani și a ajuns să-și trăiască apusul singură, bolnavă, împovărată de griji, într-o casă în care mizeria și sărăcia cu greu pot fi descrise în cuvinte. Femeia a devenit mamă de 11 ori, dar nimeni dintre copiii săi nu-i mai calcă pragul. 8 mai sunt în viață, unii peste hotare, iar alții, chiar de sunt aproape, tot nu au timp să o viziteze. Mama însă vorbește cu zâmbetul pe buze despre ei. Zic, de ce nu veniți? Aici aproape un ceas la Bolgrad. Pentru că puterile au lăsat-o, femeia nu poate avea grijă de casă. De aceea lucrurile vechi și uzate sunt împrăștiate peste tot. Nici cu mătura nu mai are cine da prin casă. Nu este în stare nici măcar de alegurii să-și pregătească, deși a muncit o viață la pământ, având grijă să pună o bucată de pâine pe masa copiilor. La toate copiii, dacă primăvara
N-am lucrat toamna, am fost la Cernut iarna pentru tepticile. Căutau la un ceas, două, veneam la copii. Acum... Singurii care îi mai dau un bună ziua sunt reprezentanții unei cantine sociale. Ei îi aduc de un prânz cald, iar dacă într-o zi localul se închide, bătrânica riscă să moară de foame, iar ca produsele să nu se altereze, le scufundă într-o fântână improvizată, pentru că un frigider este un adevărat lux pentru ea. O mâncare și până la rece, o fântână din obradă. Iată, fântâna nu e adâncă, dar e răcoare și noi o punem, o lăsăm aici până dimineața. Vârstnica are o pensie de doar 2000 de lei. Îi ajunge doar pentru medicamente și mai pune ceva bănuți la ciorap, pentru lemne de foc iarna. Ca să nu moară singură, a fost câteva zile la o nepoată, care s-a oferit să o îngrijească, dar scurtă i-a fost bucuria. A treia zi ne sună și zic, duceți-i acasă. Zic, de unde e tanti Cristina? Ea e deja acasă. Dar cum, parcă ați luat-o pe 2 săptămâni? Gata, ne-am săturat. Asistența socială din Vulcănești ridică din umeri și recunoaște că ajutorul oferit pentru persoanele social vulnerabile este foarte mic. Nu știu că faceți nașii slujbă, nu... Noi alocăm un ajutor material anual pentru medicamente și un ajutor social pentru perioada rece a anului. Acum, ținând cont de situația din țara noastră, în Găgăuzia nu prea sunt bani, dar au fost cazuri că am ajutat pensionarii și cu produse alimentare și cu materiale de construcție. Pensionerii am cumpărat produse și ilustrăm materiale. Potrivit datelor oficiale, numai în Vulcănești sunt peste 130 de pensionari singuratici, care însă rămân la mila oamenilor și a voluntarilor care îi ajută cu ce pot. La 2 zile după alegeri, întreaga conducere a Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, președintele și vicepreședinții formațiunii și-au prezentat demisia în cadrul Biroului Politic Național. Ulterior, într-o conferință de presă, Andrei Năstase a declarat că, până la organizarea congresului în care va fi aleasă noua conducere, preocuparea de bază va fi resetarea partidului și mizează pe vremuri mai bune, întrucât Republica Moldova are un președinte și o majoritate pro-europeană datorită platformei DA. Formațiunea a anunțat că o nouă conducere a Partidului Platforma Demnitate și Adevăr va fi aleasă în data de 5 septembrie la ședința Congresului. Până atunci, locul lui Andrei Năstase va fi ocupat de Dinu Plângău, care va asigura interimatul funcției de președinte. Deși în anunțul lor, membrii formațiunii nu au explicat motivele acestei decizii, vicepreședintele formațiunii, Inga Grigoriu, a negat că ar avea vreo legătură cu rezultatul obținut la alegerile de duminica trecută. Noi trebuia să petrecem acest congres încă în februarie, dar nu ne-a permis Comisia Națională în Sănătate Publică. Și apoi s-au început alegerile și iată, în final, acum noi petrecem congresul conform statutului. În schimb, deputatul Alexandru Slusar recunoaște că decizia a fost luată în urma scrutinului. Întrucât noi am promovat în cadrul campaniei electorale și este cartela de vizită a platformei DA, apreciată de toată lumea, inclusiv și de oponenții noștri, mă refer aici la echipa platformei DA, era absolut logic că tot această echipă să-și asume colectiv responsabilitatea pentru rezultat, care nu este tocmai îmbucurător pentru noi. Și Andrei Năstase a făcut unele precizări legate de resetarea partidului, precizând că unii alegători ar fi votat PAS, crezând că în acea echipă se regăsesc și membrii platformei DA. Mulți deja au început să arunce țărnă peste noi. N-am murit încă. Republica Moldova are astăzi un președinte datorită acestor oameni. Republica Moldova are astăzi o majoritate pro-europeană, în mare parte datorită platformei Demnitate și Adevăr. Unii dintre oamenii noștri spun, domnule, dar nici n-am știut că nu sunteți la PAS. De exemplu, o parte din ei au votat cu PAS pentru că au crezut că noi suntem acolo. Întrebat de jurnaliști, Năstase, dar și colegii săi, au evitat să spună dacă ar accepta vreo funcție din partea PAS în viitorul guvern. De cealaltă parte, foștilor colegi din blocul acum neagă că rezultatul obținut la alegeri s-ar datora și membrilor partidului Platforma DA. Rezultatul se datorează, în primul rând, oamenilor care au ieșit la vot și au votat pentru schimbare. Este, în primul rând, victoria oamenilor și după aia victoria unui partid sau alt.
Partidul Demnitate și Adevăr nu a acumulat suficiente voturi pentru a ajunge în noul Parlament. Formațiunea a fost susținută doar de 2,33% dintre alegători. Asta în timp ce membrii Partidului Acțiune și Solidaritate, foștii aliați din blocul acum, au obținut 52,8% din sufragii. Luni, unii membri ai formațiunii au comentat înfrângerea și au precizat că Partidul Platforma DA pleacă din Parlament cu capul sus. Luni și primarul din Bălți, Renato Usată, i-a anunțat că demisionează, fiind dezamăgit de rezultatul alegerilor din localitate, unde a pierdut în fața comuniștilor și socialiștilor cu un scor zdrobitor. Blocul electoral condus de el a obținut puțin peste 4% din sufragii, ceea ce este mult sub pragul electoral, întrucât avea nevoie de 7% din voturi. Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor, eu sunt Victoria Pietraru și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 19. Pe curând!